deschizând ochii sufletului meu cu puterea ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid și ușa inimii mele. Și precum m-am ridicat din patul în care zăceam ca un mort, așa trebuie să mă ridic din păcatul fără de lege și al nemulțumirii în care zac mort eu, leneșul. Drept aceea îți mulțumesc, Domnul meu, că m-ai păzit întreg și viu în această noapte și mai vârtos că n-am căzut în vreun păcat cu darul tău. Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina, întru care pot vedea multe nestatornicii și zminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate și în nevoi de moarte. Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care ești puterea mea? Pentru aceasta te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuți și să-mi dai darul Tău cel sfânt, pentru că aflându-mă împreună cu El, acesta mă va păzi să nu cad în vreo greșeală și va face ca să-ți fiu plăcut întru toate lucrurile mele. Deci de acum hotărăsc să nu fac niciun lucru care să nu fie spre bucuria ta și spre folosul meu. Și pentru ca să pun început bun din începutul acestei zile, îți depun ție toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele mele și toate lucrurile mele, pentru ca să le povățuiești cu înțelepciunea ta și să le tocmești după judecata dreptății tale. Și îți făgăduiesc cu adevărat, cum că voia mea nu se va mai despărți de voia ta, numai să mi se descopere. Pentru aceasta te rog să mă întărești în voința ta ca un prea puternic, ca să păzesc și să săvârșesc aceste făgăduieli ale mele spre cuvântarea de mărire a împărăției tale și spre folosul sufletului meu. Amin.